Bună seara la toată lumea, bună seara cu Bobiță, a venit la noi, nu mai punem bani așa, e și Alex aici și sunt și fetele. David, nu s-a învățat, descalță-te, că văd prietenii și se supără, așa. Leonardo, a venit la bunica? Ia zi ceva! Stai cu bunica! Ce? Mic. Să te mai gândești. Te-ai învățat la oraș. Da, pardon. Uite ce a luat bunica. I-am luat un tricou, i-am comandat o pereche de pantaloni. Și s-au nimerit. El pantalonii sunt cam lungi, dar i-am înduit așa. Și tricou m-a nimerit pe mine, nu știu cum. Și ziceam că e mic. Să părea mic tricou. Dar e foarte bun, e material bun. Chiar azi le-am primit de la curier. Și pantalonii sunt mai lungi, dar încolo la mijloc sunt foarte buni. Am să fie puțin mai lungi. Dar nu mi-e plac, mi-e plac. Sunt foarte bun, să-i port sănătos. A luat și Alex. Ce am luat Alex pentru tine? Mulțumesc! Bluși? Da. Tricou? Nu. Numai bluși? Da, pentru mă și că nu mai mergea să luăm rămâne. Da, bluși de care îi plăceau lui Alex, un model frumos. Pentru David n-am luat nimic, că i-a luat Mihaela. Fetele tot la fel le ia Georgiana, le ia Ursul. Nu era mici, da. Deci tu numai bluși aveai acolo? Da. Ce? Ăștia sunt unde? A luat Alin? Ăștia sunt? Mamă, da. Oh, da, ce material bun. Material bun. Chiar că e de calitate. Nu știu, ăsta e. Leonardo, unde e mamă să porți ochelarii? Da? Hai să-i convinge, da? Și ce mai avem aici, că vreau să mut ăsta? Vreau să mut seiful ăsta care mi l-a pus Alina aici, parcă stă în capul meu, la ușă. Am luat de pe el icoanele ce aveam, păi ce vin aici să prind? Cum ar fi să fie eu aici în cameră și eu vin la seif să mă rog să vă aprind camera? Nu-mi convine aici la ușă, între uși, și nu e în poziția în care trebuie la răsărit. Doar în partea aia e bine. Da, cam așa. Asta care e acum nu e bine. Și așa că să vin Alin să mut undeva, că nu îl suport acolo. Deja am dat să le ajut să-l pun aici. Să-l pun unde este mai bine, pentru că nu-mi convine acolo. De aseară vroiam să-l mutăm, dar n-am mai avut cu cine, pentru că papi plecase, Marisa. Eu nu eram aici când au făcut mutările, eram în cameră și n-am ieșit. Și nu l-au pus bine. Cred că patrana a dat ordine să o pun acolo. Ia. Și e și Georgiana aici și ursul este afară. Salutare! Nu era dor de noi. Este și ursul. Ca să știți. O să te urască toată lumea ca pare. Că eu unde apare toată lumea. Da, de ce mă, că voi nu v-ați iertat, n-a fost nimic. Au vrut nici să vorbim așa. Și asta e. În fiecare familie mai sunt discuții. Ce să aibă lumea? Nu, dar noi chiar nu am certat. Nu știu, lumea vorbește cum se încearcă patrona acum cu tot să ceartă, vorbesc fel și fel de vorbe. Chiar ei nu m-am băgat. Am zis să-i las acolo să vorbească. E treaba lor. Să vorbească, dar să nu vorbească de copiii mei până la urmă. Normal. Să vorbească de babă, să vorbească de Leo, dar... Nu, lasă-l până așa, să nu mă afecteze pe mine cu copiii și ce mai e. Asta chiar nu mă supără. Și-au, iau, iau, împărțit. Dar nici așa se-a luat tot pe față. Nici ei nu trebuiau să certe că mâine, poimine, peste o lună, două, trei, ori să stă la masă și o să râdă lumea de ei. Că crezi că nu o să mai fie la masă niciodată. Cine știe? Poate nu acum, poate peste un an și atunci toată lumea se... Eu nu cred. Prea de tot. Da, au vorbit prea de tot, prea de tot. Afară este patroana iar cu... Cum îl cheamă? Nu știu cum îl zic. Jinele lui sora ei.
Este Marița, papi, au făcut sarmale. Am fost și eu afară. Am dat așa un tricol să văd ce face Sonia pe acolo. Face cura pe hol acum. De pe hol au scos totul în față pe scară. N-ai de unde să mai calci. N-aveam loc să mai trec. Toate mobilele, canapelele, tot aruncat pe scară în față acum. Au schimbat poziția. Dar știi cum ar fi finalul, nu? Să care tot în casa asta ca să poți fac curaj și curt. Da. Niciodată. Aici e sarmale ce a făcut mai mult, le-a pregătit Marița. Așa că le-a făcut bune, Marița. Sunt bune, mâncate. Sarmale de post. Dar nu știu ce au băgat în ele, pentru că n-am mâncat, am zis că mă mai trebuie. Au băgat. Și ciuperci și orez. Dar sunt bune, știi că nu e diferență între alea și alea? Nu e așa diferență între alea cu cartofi. Nu pot să mai mănânc, am făcut eu mâncare de cartofi. Am mâncat mâncare de cartofi cu ardeinte. Și am mâncat de ăștia, am mai făcut niște ciupercuțe, cât să mâncăm? Mâncăm prea multe figuri, nu ne săturăm deloc. Uitați, să mai am făcut ciupercuțe. Nu știu dacă a filmat la Lili, dar nu. Nu cred că a filmat, dar a fost bun. Îți bun e. Gata, acum sunt sătulă în gât. Nu mai pot să mănânc nimic. O să arma de aia din curiozitate, dar nu pot. Să mănânci mai acolo, că a fost, chiar sunt bune. Mie îmi place cum a pregătit. Iar să mai mănânc, am zis să slăbim acum la post. Mai păseară, o ții și tu pentru mai păseară. O fui bine. Mănânci sarma? Nu vei? Ce mă gândesc? Când ajungem acasă cu ouăle și mâine. A, vrei sănătoare? Da. Uite, s-a pus la Iisus. Deci ne-a pus de omul cât trebuie să facem de toate. Aia, nu știu cum să pun telefonul. Cum să mai pun? Nu știu, pe măsuța asta am chinuit pe toată lumea. Atât de mică, unde n-aveam loc să stăm toți. N-am pus una mai mare de sus, de la etaj. N-aveam cum să o dau jos de pe scări. Ca să fie una mai mare. Am chinuit pe asta micuță, a mea de trei persoane, eu și cu copiii. Ai băgat pe exact, erai tu și nu știu. Da, fericiuțul nu știu. Ia fă-i bine aia la telefonul, bine, să ia în mână. Ia-l. Păi stai să întorc filmare invers, ia stați că revenim, da? Să vă arătăm ce avem aici. Ia ce avem aici. Am mai oprit aici 15. Nu, 6 am mai oprit. Am oprit un frigider așa să fie pentru albe, dacă mai vrea ceva, dar nici ales. Am pus o tigaie, ochiul așa și a băgat pe urmă ele, dar n-a avut din nou și n-a avut și așa că am zis să le dau lor acolo pentru că noi mâncăm post toți. Nu ziceți că sunt cartoanele goale. Am cartone de așa mâncă, trebuie să vreau să pun și pe ăștia. Sunt bune astea, să le ții mereu, că nu știu. Uitați aici ouă, proaspete de găină. De găină, dacă nu iau de găină, de casă sunt. Ia și fac pe țărâmul ăla unde-i cuțul ăsta. Ce? Asta e unul de la mână să-l bagă cuțul ăsta. Adică, hai să pui băiatul. Hai. El știe că-mi plac ăștia să bag ardei și bulion. Da? Uite-o ce-ți dă bunica ție, dacă vrei tu să mănânci o ouă. Ce? Nu vrei să tu-mi bagi. Și când mă duc la bucătărie afară, mai aduc un carton să le punem. Avem aici 20. Ce a adus la domnul? Avem 20 și mai avem și aici vreo 15. Păi și vreo 15 sau mai puține, nu mai știu cât. 35. Hai bunica să te plătesc totuși. Bani, care s-a dat mai cât. Câte-ți plătesc? Nu vreau, era băiatul meu ouă, tot îi pe gratis, să fii sănătos, pentru că și ei mi-au adus și ursul, Georgina mi-au adus brățarele în arm, împreună tot, și bunica, mi-au adus apă de la... Bunica, dar știi care e treaba, știi de ce? Arsenie... Boca. De la Boca, da, Arsenie Boca. Bunica, știi de ce vreau să-ți dau aia, mă? M-am grăbit și am băut o sucut din prima ca să-ți dau sticla să... Că știi că eu pun ardei și bulion. Da, da, ca să-ți spui ardei. Bravo, bobiță. Nu stai acasă cu bunica. Nu, lasă bunica, trebuie să-l vezi. Ar trebui să mă știi așa. Că mi-e greu fără el. Mi se rupe sufletul. Eram învățată cu el și aia e. E până de vorbe, știi că... Vreau gălăgia, nu le vreau să sparg în casă. Nu merge așa. Îți-am băcat oricum acum. Asta e cum ai mă acum, dar este că nu-ți spui că nu-ți spui. Asta le-am
Dar mai am zis că eu nu le aruncam, știi? Da, știu. Le-am în bucătărie pe jumătate. Așa în picioare, știi? Am un pic degeaba 5 ori 7 ca să fie aici, da. Să fie în orice caz. 6 ori cu pană. Noi nu putem să ținem postul. Nu mai pot. Deci eu nici nu... Am... Sper să reușim măcar 3 zile în săptămână, dar nici pe asta nu promit. Deci nici luni. Da. Deci luni, e cu și vine, dacă reușesc. Și luni, da. Dar așa am vrut bine cu și vine. Așa e cu sarmalele de poate. Încet, încet, încet! Ai jucat-o, dar nu așa! Nu așa! Păi și... Hai! Eu nu mai sunt prieten, deci sunt colaborat. Că tătării nu se facă cu mine, dar am jucat-o și am jucat cu cine. Odată. M-au dat pe mine. De mai multe ori nu s-a jucat. Păi ce zi din aia? Ce să zic, eu am... Da. Ha? Eu am fost afară la sărămâne, prieteni, am fost acolo să... Să văd controlul la sarmale. Au ieșit bune sarmalele, a făcut acolo Marița, am văzut că a ajutat o patrona să le împacheteze, să le facă. Au pus ciuperci, orez. Le-a făcut ca lumea. Dar nu miroase cum sunt sarmalele alea. Nu, dar eu numai știu că la gust să fie diferit. Dar de ce nu miroase cum e sarmalele alea că le aduci? Nu miroase că nu e carnele, dar să știi că la gust nu-ți dai seama că nu sunt... Că n-au carne. Nu, cred că de verdeață, de altele. Rosumi de la carne. Am mai făcut și tot așa n-am mâncat, am dat cu mănâncă și am mănânc de carne, nu de ciupești. Mie nu, mi se pare ciudată ideea asta, rămâne fără carne. Nici eu n-am mâncat niciodată. Dar așa nu e vreo diferență mare, chiar sunt gustoase. A fost bun și cu mămăligă și cu... O să vorbim mai târziu, dacă pot, dacă nu mâine. Dimineața am mâncat de la tine, de aia, care de la tine a fost de catolea. Am mâncat sonel așa ca ăsta, cu ardei, uite. Ia că trebuie să mai pui tu gânea când pui în farfurie sare și piper, știi că nu prea ai învățată de la copii să nu gătească picam. Mi-am pus o lingură că nu puteam să mănânc, mi s-a dezobinit pe mare, dacă n-am mâncat zilele astea mult, nu pot să mănânc multă cantitate. Dar a fost bun, mi-a plăcut, chiar a ieșit gustos. Tu ai să ești fericit? Că a venit fratele? Da. Mă, vezi că am un plumb să zic după aia, dar nu pot să zic aici. Bine, mi-am zis după aia. Îți plac, am văzut blugii care ți-a luat bunica, sunt foarte frumoși. Și ai luat care i-a luat bunica, bine. Da, doar că noi am luat ăștia cum știm că îi plac numai la... Și are și tricou bun ca lui Leonardo. Da, sunt aproape la fel, dar sunt frumoase materialele. Da, dar ăia care i-a luat, am zis să-i mai păstrăm pe ea puțin noi. Aia care acum și la școală foarte bune ăștia ceilalți. Are mulți acum la purtat și ca un bunic a luat tot timpul, știi? Cum vrei, dacă nu să-i poartă și pe ea și tricou n-am luat. Eu nu știu ce am făcut acolo cu comanda aia, ce încurcătură. Ia destinit și telefon, nu mai am luat iPhone 16. Ăla ține baterie, nu cum să descarcă. E mic, poți să pui în buzunar, nu mai pierd. Și foarte inteligent, a zis că de ce l-ai luat Alex pe ăla? Când pleci în oraș, ca să nu... Telefonul ăsta mare cade din buzunar, sau dacă nu cade din buzunar, dacă fug sau dacă merg mai repede, nu, e buzunarul câteodată prea mare și când merg, da, te lovești. Da. Și când am venit acasă, m-am dus să fac duș și am văzut tot piciorul ăla în roșu. Dar nimeni nu lovește pe la un și ca să ai de grijă de el și nu prea știa să se facă, să-i bagă cartela, am dus cartela, fii atent că trebuie suport la ea întreagă, nu e mică. Am băgat bine că avea el un suport la cartelă, l-am mai ajutat și Mihaela cum să dă drum, ai pus ceasul el, că era nu știu cum, ora. Ți-l setezi dacă n-ai ora pus. Da. E mai complicat cu ce, nu mai l-am da. Nu, e ceasul setat. A, s-a făcut el. Undeva să l-ai pe la mic la tine. Da, merge bine, s-a făcut el singur. Da. Așa mi-e și mie frică când... Da, ăla nu mai este frică. Par sau undeva, poate să-i cadă și vă dați seama că... Eu tot așa nu suport telefon mare să mă duc undeva, că n-am unde să-l bag. Da, așa e. Ăsta micuț... Lei și la îndemână îl ții mână. Și în fustă unii am buzunar, e foarte confortabil. Nici da. Am început să nu mai suport. Dar pe ăla nu le-am niciunii la mine, că nu e. Niciunii, îl las acasă. Trebuie să ai grijă la lui, tot timpul să-l ții mână. Ăsta doar nu mă vorbesc pe el atâta. N-am Facebook, n-am nimic pe el. Băi, dar să vă povestesc, fetelor, ieri mă duceam eu spre mormânt cu telefonul în mână. Eu ce zic? Mă, măcar o poză să fac. Da. Și când îmi zice cineva acolo, ce credeți? Aveți grijă că cine a filmat i-a crăpat telefonul. Păi n-am lăsat telefonul jos.
De frică? Da, știu să zici, am mai auzit și eu. Că dar oare fi adevărat? Zici acolo să filmezi. Păi tot își fac poze la mormânt. Da. Da, dar nu chiar acolo, acolo. Acolo unde e mormântul. În curte. În curte, da. Da, acolo nu. Dar acolo nu e bine, și că dacă filmezi sau așa, nu e bine să... Mă, ce, că ți se întâmplă de-astea? Deci, da. Știi? Că pierzi telefonul sau nu mai întâmplă. Nu, am fost de mult. Am fost și o dată de două ori mai de mult, dar nu mai mers acum. Serios? La mine a fost prima oară. Sunt 6 ani de când am mers, cred că. Sunt. Cum se pare? Sunt. Am mers cu copii. Ultima dată am mers cu copii, cu Leonardo, era mai mic. Am mers. Dar am mers. Am mers. Am mers. Am mers. Ai fost, cred. Nu mai știu. 100% ai fost. Nu mai știu. Mi-aduc eu aminte că am fost, dar nu mai știu. Trebuie să avem mașinuțele, că le avem de fapt. Da. Trebuie să avem bănuși, trebuie să facem așa o dată plimbare. E bine să Mica, pe tine acolo, să zice. Soacra te ascultă mai bine. Valina a zis și trebuie neapărat. Eu nu am zis, e bine să mergi de trei ori, n-am zis când. Da? Eu nu mai aștept după ea să vină să mută seiful. Dar te ajutăm și noi, dacă știi unde. Îl împingem, putem? Eu trebuie să mută. Aici, ia putem ăsta pe masă. Eu nu mai aștept, că vreau să fac curat. Poți să ții pe Georgiana, dar nu ești... N-am stare. Alin s-a dus la spălătorie, acum i-a venit să spele mașina. Stai, că eu îl mutam singură odată. Și cum îl mutam? Stai, cum am venit singură? Îl mutam acum, nu mai vreau să fac curat. Îl mutam, îl făceam. Și mai mă, că merge. Ce vrea, poșa de curat? Care dacă te duci să filmezi acum. Doamne, dezastru. Natural. Am mers că și așa voiam să caut un aspirator la cerut omul ăla, dar eu știu că am scos aspiratorul afară. Hai, dar nu mai găsesc. Dacă mă pun eu a cerut omul aspirator de ce? Ca să tragă praful ăla mult, molus, prea de tot. Că nu mai pot să fac cu față cu măturile. Nici o mătură nu mă.
Era pe vorba cu așa, nu știu. Dacă era prin mai stătea cheia la vendire, acolo pe frigider. Uite, cheia e acolo. Păi știi ce făcea patrona? Alerga pe la sub braț. Lasă, să bat un cuite, nu vare cum are cu mine, să-l bat, să-l bat, că tot cade. Uite, cheia e acolo. Dacă era prin mai stătea cheia pe acolo. Dacă era prin, nu, știi de ce stătea patrona aici? Îl pândea, îl tăra cu funia până afară. Da. Și femeile țigăncele la noi cu cheia de la seif, și unde o pune? Unde? Au așa o oață să leagă și o țin aici la brâu. Da, ca să o bag. Păi îți dai seama că trebuie să ai de jos. O leagă la brâu aici așa cheia de la seif. Păi eu ce să leagă, dacă acum ar mă duc și chel cu mare botonă. Mie nu ajung să-i pun în seif? Doar nici la lesenție mi-a băgat în seif. Păi de ce? Mai pui, te mai muncesc să-i scoți? Mai multă muncă până seara, că oricum e cheltuim. Mai, să fie cât în toc, Georgia, în toc ca să dăm frigerul și mai încoa. După aia, și ca să nu fie în care dată. În toc, în toc, babă. Așa, așa, așa. În toc. Da. În toc aici. Cam așa. Dar da. Ce mai încoa, să fie mai încoa de prieteni, da. Ia? Așa. Dai pe încoa la asta. Așa, da. Urmă e. Așa. Și după Alinie, când vine o Alinie, vine o vine, vine cu papii. Gata, până vine el. Vine el cu papii și acum ăsta așa. Iar ce trebuie că am băgat ăsta aici. Și azi zice eu acum. Dar nu cătești atât de mult încât să se strice fișurile. Se strică acolo, dar nu mult, mult. Am făcut lătarea. Na, uite ce am făcut, am vărsat cafeaua. Lasă să le pune un Mihaela. Doar le aduci și le aranjez eu. Păi da, am vrut să le aranjez și să le pui cum știi că erau. Știi că sunt așa că nu-mi convine acolo, când vedeam clipul și copii, dar numai... Îmi venea bine. Era chiar aiurea acolo în ușă, nu era bine. Zic și eu. Nu mă simt eu bine, că mă duc la clip acolo, am și eu alea lucrurile mele să mă duc acolo, nu? Ia ceva cum știi, și uite, am un tic pe chestia asta. Cum am dus la pitești, dar ați văzut că am aranjat peretele ăla, dar v-am povestit eu când am zugrăvit. Tot așa, nu suport să mi le mute cineva de acolo. Dacă acolo a fost de prima dată și s-a obișnuit așa, acolo m-am obișnuit, acolo îți vine să te rogi. Dacă știi că acolo l-ai pus frumos și l-ai aranjat într-un stil al tău. Acolo au fost. De la bucheta, da? Da. Și dacă mi-aduc aminte și la bucheta așa, și la ea acolo după ușă, tot... Asta-i peletele de care vin cu anul ăsta, nu ăsta. Bravo. Ăsta. Bravo, bravo. Așa trebuie. Da. Ca să stai bine. Stai bine. Aia cu mine, pentru că nu mai știu nimic. Să le spun la mă, nu-i bine. Mai e bricon? Alea au fost, nu mai simt. Ia patronă, trebuie să știe, nu-i mai era pe care vine așa. Băieți, filmează. Nu, dar trebuie să spun aici, ia să spun. Nu, să nu spun de la mă. A, de la de ce? Da, pe mine e bine, că nu le dă voie. Nu, lasă-l, lasă-l. Lasă-l de vorbiță, că mi-a fost dor de el. În așa fel, nu mi-e mai vezi să-i mai spun nimic. Că sufăr după el. Da, vorbiță? Da? Ție, ți-a fost dor de mine? Da. Da, da vorbiță, da. Mașina mea nu mai pornește, hai că merge cu mine. Nu știu ce are, ce s-a înfundat la ea. Iar bateria. Mai avea avut o dată. I s-a înfundat ceva la mașină și David Repel, de loc să oprește, pornesc și nu ține pornită. După aia trebuie să plec cu viteză cu ea, nu știu cum, ca să nu se oprească motorul. S-a înfundat filtrul la benzină sau ăla de emisiile, nu știu. Așa zice Alin, poate e Alin mecanic. Acum nu știu, trebuie să le comandez alea. Două filtre să le punem. Dacă mai face tot la fel după ce le punem, înseamnă că trebuie să mă duc să o duc la, să pun la testerul, să vadă cam ce are, o fi de la gaz înfundat, o fi de la instalația asta de gaz ce are pe mașină.
După ce îi punem filtrele, dacă face tot la fel, mă duc undeva, mi-e frică că rămân, că nu mai porni și am lăsat-o și pornită. Trebuie să știi ce-i la ea, că nu am luat cu siguranță că știi. Am luat rană. Chiar că am luat rană. Așa. Mai și mai ales mai ce nu pică mai, nu? Nu mai mă înțeleg cu mașina mea. Ia de ce faci? Păi nu mai pornești, nu mai poți să plec cu ea de pe loc, să vezi sau în balet. Mai ales pe toba aia la mașină, iată un fum, și zic că gata, ia foc. Un fum negru după mine, ce n-am văzut. Nu știu de la ce. Chiar nu știu. Ce s-a întâmplat cu ea? A venit și mă de care le spun așa. Nu e el. S-a dus să spele mașina cu papi. Aie, ce papi zic el, nu mai? Păi da, cu... S-a dus cu papi să ne ia. S-a dus să aducă și mașina, mi-e fric și prietenă băieția care le-a mocheta care de muncit la Alina acolo în mașină, să nu stea în fric, frumos iaua. Ce are mea? Eu i-am curățat ieri, i-am scos eu tot ce era pe acolo, dar la mochetă n-are la vama aspiratorul, după. N-am aspirat aspiratorul în casă. Mai avea cum mă lăcuți, iar aspirator și-a zis că nu. Cine știe? L-am căutat și nu e. Păi nu mai știu unde e că... Fel și fel de oameni muncitori, cu de nu mai știu care să pără un fel acum. Ca un motiv de ce s-a luat. S-a plimbat mult prin casă, multă lume străină și nu mai știm ce și cum. Acum... S-a împărtat tot. N-ai ce să faci, asta-i. Mai era ceva? Nu mai era, asta-i rău toată. Foarte frumos. Aia care se întrage la. Nu mai poți scola aici, bun, altă că s-a nimbit. Sunt copii la viață. Da. Așa că vă mulțumim, nici nu știu cât am făcut aici, vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută, zi din aia. Da, prieteni, vă pupăm și ne vedem poate mai pe seară, vedem noi cum facem. Georgiana. La revedere, seară frumoasă. Vă mulțumim, vă mulțumim mult și Alex aici, vă mulțumește mult. Pa, pa. Pa.